вопрос. Петр Георгиевич, у вас не болеет. Și dintr-o nesăbuință, nesrușnicie și chiar nebunie, am pornit cu bicicleta de la Pălești, Sângerei, Telenești, într-o zi, 125 km, în care, din satul în sat, strâng oameni care cânt la instrumente muzicale, ca să câștig un proiect, au văzut cineva că că îmi place lucrul ăsta, noi îmblăm prin toată Moldova să căutăm oameni care cânt la instrumente muzicale populare vechi. De la frunze până la copte, cincoaie și alte instrumente. Aici vedeți naiuri și pudări, pentru că n-am putut să ținem toate instrumentele. Eu mai am arătat cu instrumente. Deci, proiectul este finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID se numește, și trebuie să le mulțumim pentru asta, pentru că ei au văzut valoarea patrimoniului nostru. În cadrul proiectului, urmează să merg în 10 raioane la nordul Moldovei să descoperim muzicanți și să-i filmăm cu televiziunea Vocea Basarabiei. Vom avea 10 emisiuni plus una la Bălți. Avem caravana muzicală, am început-o cu Fălești, pentru că sunt la Fălești, și avem emisiunile televizate, asta este. În fața voastră, azi cântă student, voi student vă numiți, da? Da. Student la Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți. Deci, care are talent, care simte că poate să învețe un instrument muzical, Colegiul Muzical de Muzică din Bălți este partenerul proiectului. Și al doilea partener este Centrul Național de Conservare a Patrimoniului Cultural de la Chișinău. Eu vă las în compania lor, nu știu ce vor cânta, noi nu avem program, noi cântăm ceea ce sunt ei. Dacă vă vine să jucați, să cântați, să chiuiți, thank you.
au fost Adriana Sardan, tot în statul volontier, raionul Ștefan Hodă, statul de Bacină Maria Bineșu, și a fost în Atol Borș, din statul Pirinie, raionul Drochea. Acum vor cânta cei mai tine de emile ai caravanii noastre. Două extreme. Deci, duminica trecută am avut oaspeți din partea cunătătorilor și ei vin din satul Stăruvâie și am creat taraful frații Romanda. Doi membri numai. Va fi alt gen de muzică de acum. Yeah.
de plecare. Acordeonul are 75 de ani și Rodica Caraoș Didici locuiește în satul Brunzeni, Caminca, undeva la Glodeni, nu știu unde e asta. Nu este muzicant, nu este cântăreat, este veterinar, zooinginer, ceva de genul ăsta. Dacă aveți petreceri, dacă aveți acasă animale, dacă aveți cine să aibă grijă de animăluțe. Doamna Scovașcu, doamna! Eu n-am știut. Spuneți! Să fie vecine cu satele, doamna! Rodica, mulțumim de când au cântat cânt cu Natașca limba rus și au ocupat primul loc pe Raimond. Doamne, nici n-am visat. Vă mulțumim din suflet pentru dispoziția că ne-ați ridicat-o. Bravo muzicanților, bravo. Mulțumim frumos. Rodica, ce vreau să zicem ceva? Pe doamna asta am descoperit-o vara trecută, era directoare la tabra de odihnă și am venit cu un proiect de la bazinul Dunăre cu niște academicieni și zic, doamne, fi avut eu așa profesor, eram și eu mai deștept. Spune, doamnă. Spune ceva. Vreau să spun că faci un lucru minunat pentru Moldova, pentru țara noastră,
promovați tradițiile neamului nostru, promovați talentele și cred că ați ales cei mai buni dintre cei mai buni din cei mai buni studenți. Cum sunteți, băieți? Bravo, vă, sunteți foarte bravo, țineți tot așa, faceți foarte deosebit. Noi suntem foarte... Noi suntem foarte democrați, dacă vrea cineva să spună ceva. Din copii, din maturi, nu contează. O să rămâneți în istoria satului Cărinești. Pentru că... Da, vino, nu? Pentru că... Iată o doamnă curajoasă. Dragile, astăzi v-ați făcut cunoscuți cu un gen de activitate, caravana muzicală Moldova Europeană. Eu cred că a fost o motivație pentru voi. În primul rând, grupul de inițiatori, grupul de elevi, de studenți care v-au prezentat niște instrumente muzicale și un program foarte bine pregătit. Sunteți foarte talentați. Sunteți o mândrie, probabil, din colegiul vostru de muzică. Sunteți foarte activi. Și vreau să vă spun, dragi elevi și dumneavoastră, să vă mulțumesc foarte mult că caravana dumneavoastră, Moldova Europeană, are nevoie, de fapt, a doilea segment, Moldova Europeană, are nevoie de tineri implicați, talentați, activi, cei ce vă motivează și pe voi să luați exemplu de la așa tineri. Noi vă mulțumim și credem că și elevii din școala noastră vor încerca și ei să se implice în proiecte în care să demonstreze că ei pot, că ei vor, că ei vor să păstreze tradiții și obiceiuri din țara noastră frumoasă. Vă mulțumim foarte mult! Vă spuneți că cine sunteți? Sunt Raisa Pașa, directora Zoului. Tineretul a prins la curaj. Ca președinta Consiliului Elevilor, dorim să le mulțumim domnilor că ne-au onorat prezența, că le-au adus zâmbetii copiilor, s-au regăsit poate între instrumentele acestea muzicale, că chiar dacă tindem spre Europa, spre modernism, nu o să uităm tradițiile pe care le avem la noi în țară. Eu, pentru toată lumea, că se înregistrează vocea mea acum, văd că nimica nu este regizat. Cei ce au cântat, văd că n-au fost repetat, ei azi, nu știu, că ei merg în altă mașină, probabil acolo discută între ei și ce o să cânte. Văd că la chetriș s-a cântat, că mi se pare că altceva, pentru că ei, ce cântăm? Și asta cântă. Cred că vă simteți bine, data viitoare. O să venim ca să ne prezentați voi deja niște concerte frumoase cum se cântă pe malul Prutului. O zi bună!